Moldova Electromarathon este prima expediție pur electrică din Moldova, care înglobează doar automobile cu propulsie 100% electrice. Acum aproape un an, am făcut o primă încercare cu automobile hibride, plug-in hibride și electrice, iar acum, odată ce există deja primele tentative de a dezvolta o infrastructură în țara noastră, ne-am zis că ar fi cazul să trecem la propulsia cu adevărat electrică în totalitate. Proiectul a fost susținut tradițional deja pentru această tematică de PNUD Moldova și proiectul Orașe Verzi, care s-a angajat să dezvolte infrastructura de bază în țara noastră pentru încărcarea automobilelor electrice, a fost susținut de Orange Moldova, care trece la transportul eco în propria sa flotă, de Mastercard, care este întotdeauna într-o gândire inovatoare și cumva rezonează foarte bine cu ceea ce vrem să noi să facem, dar și de Kaufland Moldova, care urmează să aibă prize electrice pentru automobile la toate stațiile, la toate magazinele sale care vor fi inaugurate în Moldova. Grija față de mediu a fost mereu una din preocupările principale ale Kaufland. Ne bucurăm că susținem un astfel de proiect care are un impact pozitiv asupra unui viitor sustenabil. Orange merge eco, este sloganul maratonului în care noi participăm astăzi. Este deja două ediții că noi susținem maratoanele mașini electrice și ne pare foarte bine să fim alături de ideile smart. Orange merge eco nu doar o idee de maraton, este la fel și un proiect de viață reală. În curând în Chișinău o să vedeți două automobile Renault Zoe, totalmente electrice, care o să circule și de la fel o să ținem această inițiativă de a avea mai multe și mai multe mașini electrice în orașul Chișinău, aerul să fie mai curat și orașul să fie mai inteligent. Grație conexiunii de calitate Orange, încurajăm toți participanții să-și împărtășească ideile, video, pozele, toate momentele cele plăcute pe parcursul acestei călătorii. Noi cei de la Renault, când pentru prima dată am investit în mobilitatea electrică, de fapt ca și orice inovație când o începi, este vorba de entuziasm până la urmă și mai puțin scepticism. Era clar pentru noi că nu vom avea profit din această afacere, însă dorința de a începe ceva nou, de a schimba unele lucruri în țară, au prevalat. Acum vedem schimbări impresionante, pentru că timp de 2 ani vedem mai multe mașini electrice în țară, vedem stații de încărcare deja și asta ne face și mai optimiști și ne face să credem că în viitorul foarte apropiat lucrurile se vor mișca mult mai rapid decât acum. Am încheiat turul orașului Chișinău cu ceva mai mult de 50 de kilometri parcurs în regim urban, încet, în condiții de ploaie, un pic cam dificile. În mare parte, mașinile nu au fost afectate prea mult la autonomie, cu excepția modelelor care sunt de producție mai timpurie. Și aici mă refer în primul rând la Renault Zoe de generație anterioară Z20 și la Nissan Leaf de primă generație Z0, dacă ar fi să-i spun corect. Anume, ele au nevoie acum de a fi încărcate la ieșire din oraș pentru a ne asigura că mai departe, la traseu extraurban, vom avea suficientă autonomie. Sigur că partea cea mai dificilă a unui proces de încărcare atunci când ai 9 automobile este așteptarea, pentru că, din păcate, avem doar un port aici la priză și, respectiv, alegem să prioritizăm automobile care au cea mai mult nevoie de autonomie. Respectiv, am încărcat unul foarte repede, celălalt așteaptă. E un pic așa de haos la aranjament, trebuie să recunosc, dar tocmai de asta spuneam că lucrurile sunt simple când e vorba de un electromobil și devin foarte complicate când e vorba de multe electromobile într-o singură coloană. Am ajuns la stația de încărcare a unei mașini electrice EcoFactor, o stație de încărcare rapidă cu 22 de kW. Cum conectăm mașina la această stație pentru a ne încărca bateria? Este necesară o aplicație, aplicația se numește EcoFactor, pe care o putem descărca de la acest QR code sau de pe App Store. În aplicație putem vedea toate stațiile care sunt pe teritoriul Chișinăului și în afara lui. Când suntem într-un punct al orașului și vrem să știm dacă stația este liberă sau nu, putem tasta pe locația stației și vedem disponibilitatea ei. Stațiile de încărcare a mașinilor electrice instalate în parcările magazinelor Kaufland vor fi compatibile cu automobilele 100% electrice și cu cele hibride plug-in. Condusul eco nu mai reprezintă o opțiune, un trend, este o investiție în viitorul nostru al tuturor. Avantajul mare al lui Zoe este viteza de încărcare.
Modelele astea, ambele de altfel, se încarcă foarte repede, deci trag foarte mult curent în bateria lor și o fac foarte repede, spre deosebire de multe alte automobile. De exemplu, Jaguar I-Pace la o priză din astea trage cam 6,6 kW pe oră, deci nu este foarte mult. Asta înseamnă că bateria asta uriașă de 90 kW trebuie încărcată în mai mult de 10 ore. Este o problemă mică și la Leaf-ul ăsta din generația precedentă, pentru că nu avem un cablu care să ne permită să-l încărcăm rapid, ci doar la rețea de 230 V. Iar asta durează ceva mai mult. Totuși, el are autonomia cea mai critică, chiar riscăm să nu ajungem pe tot în traseul nostru, de asta am ales să-l încărcăm atât cât vom putea la 230 V. Prieteni, cam ce autonomie indică mașinile voastre acum? La floară 339. La un moment dat am întâlnit și niște turiști din Polonia care veniseră tocmai până în Moldova și erau la bordul unor biciclete. We are here about 1 week. Here in Moldova. Yes, in Moldova. And we have a very good fun. Driving all the time driving a bike. Pedalăm. Ne-am bucurat să vedem că ei deja sunt încântați de țara noastră și aveau deja grade de comparație anterioare, astfel încât să spună că țara noastră este mult mai frumoasă decât ceea ce întâlniseră ei până aici. Moldavian food Moldavian. Good and wine. Plăcintă, brânză. Wine from Cricova. Today electro marathon. 220 volts. How long? Just put in the car. I heard it's still not big distance for driving by electric cars, and I don't know really how good it is. Bigger than bicycle. Și marele moment când trebuie să ne ocupăm de încărcarea tuturor automobilelor. Multe la număr, nu toate le vom putea încărca în același loc, așa că o parte din ele se vor încărca aici la hotel, iar o altă parte cu capacități mai mari ale bateriilor le vom duce la stația, una din cele 6 stații aflate în Moldova, la stația de lângă satul Mitoc, de lângă Urhei. În sfârșit la prima oprire. O experiență deosebită, inedită. Nu seamănă cu condusul unei mașini obișnuite și plin de emoții. Astăzi am avut o zi super plină, cu ploaie, cu soare, cu multă lume bună și acum mergem să bem un vin moldovenesc gustos, gustos. Suntem la una din stațiile noi, publice și puternice de încărcare a automobilelor electrice, situată lângă satul Mitoc, de lângă Orhei, și avem de rezolvat una din problemele apărute în această noapte. Deci două probleme au fost. Volkswagen Golf a sărit siguranța rețelei de la hotel, nu din cauza mașinii, ci din cauza rețelei, și respectiv nu s-a încărcat. Am rezolvat parțial problema, am adus mașina dimineață, s-a încărcat aproape de plin și foarte repede. Problema a fost și cu Nissan Leaf de generație veche, iarăși bănuim că din cauza rețelei hotelului, pentru că tot se dezbătea procesul ăsta de încărcare.
Respectiv, trebuia să găsim o soluție. Grație partenerului nostru, Maxim, de la Ecofactor. De fapt, cei care au și instalat aceste stații de putere înaltă, am primit acum un trecător, deci un transformator de porturi, să spun, de la Type 1. De la Type 1 la Type 2 din stații, de la 3 faze la o fază la Type 1. Deci de la Type 2 din stații la o fază în Type 1, așa cum primește Nissan Leaf. Am conectat mașina la încărcare. Aparent, procesul merge bine. O să așteptăm câteva minute, după care verificăm procesul la mașină, deci dacă începe a crește autonomia, atunci tot e bine. S-ar putea să lăsăm pe câteva ore aici pe Leaf, după care să revenim după el, cineva să revină să-l ia și să-l alăture înapoi coloane. Și tot aici ar vrea să fac și un scurt update despre celelalte automobile. Deci Tesla este cea care n-are nicio problemă cu autonomia, ea având peste 500 de km autonomie în viața reală. Deci când, oricând te-ai uitat la acest, la panou de planșa de bord, vezi 300, 400, 500 de km. Nicio problemă. La fel din categoria asta este și Jaguar I-Pace. Aseara a cheltuit până la 50 ceva de procente din autonomie a rămas. Noaptea s-a încărcat la aceeași stație, exact asta care vedeți în spatele meu, s-a încărcat de plin. Nissan Leaf generație nouă, încărcat absolut de la o priză obișnuită de la hotel, fără nicio problemă. BMW i3 încărcat de asemenea, absolut fără pretenții. Ce mai avem noi acolo? Renault Zoe, cel vechi, cel de generație cu 20 kW. S-a dezbătut foarte multe ori procesul de încărcare. Să vedem acum care este verdictul final, dacă poate înainta cu noi sau nu. Dar la diferență de cer și pământ, este Renault Zoe cel nou, care se încarcă fără nicio problemă și cu care ieri am ajuns la destinație cu aproape 300 de km, vreo 270, nu mai țin minte exact, foarte mulți kilometri de autonomie și îl încărcasem la mează doar pentru vreo 30-40 minute, deci puțin de tot. Toate celelalte mașini, Hyundai, tot ce mai erau, Volkswagen Golf, acum sunt pregătite de pornire. Pe traseul nostru de electromaraton și așa cum vă spuneam, călătorim cashless, doar cu cardul MasterCard. Și tot vă spuneam că până și în cele mai departate colțuri ale țării, în zilele noastre poți deja achita cu cardul peste tot. Chiar și aici, în acest restaurant, putem să achităm. Ba chiar avem și terminal contactless. Am avut și o zi cu adevărat provocatoare în electromaraton, ziua în care urma să parcurgem 300 de km într-o singură zi cu 9 electromobile. 300 de km însemnând o distanță pe care nu o putea parcurge cam 70% de mașini, deci era neapărat o nevoie de încărcare. Dimineața considerasem că s-ar putea să nu mai fie posibil această provocare de realizat, întrucât avusesem o noapte cu foarte multe provocări la încărcare înainte, însă spre dimineață cea mai mare parte a problemelor tehnice s-au rezolvat, prizele s-au reparat, au putut fi încărcate mașinile și atunci ne-am zis că ar fi cazul să ne urmăm traseul inițial, să facem această mare provocare și echipa a ales atunci varianta grea, n-a ales calea cea ușoară. Asta e Nissan Leaf de generație precedentă, cel care cu o zi înainte avea probleme și nu se încărcase la hotelul din Orhei. Haideți să vedem cât s-a încărcat la hotelul din Bălți. Wow, asta e cred că un record pentru acest maraton. 158 de km range, bateria 100% încărcată. Deci, așa cum spuneam, nu a fost ieri problemă de automobil, ci de rețea. Rețeaua acelui hotel care refuza în permanență încărcarea. Astăzi suntem cu bateria plină, așa că putem merge cu curaj înainte. Mă electrocutez. În aplicație putem vedea care mașină și cu cât s-a încărcat. Spre exemplu, ultima mașină a fost încărcată Renault Zoe, a acumulat 19 kW, noi am lăsat-o pe noapte la 220 și ea a încărcat de la 17 până la 47%, doar adică în toată noaptea. Și în același timp, după ce am conectat-o la stația asta rapidă, s-a încărcat în timp de o oră, oră și 20, de la 47 până la 100%.
experiența mea cu mașinile electrice am mai menționat-o de 10 de ori că este foarte faină. Dintre toate cele 9 mașini îmi rămăseseră, cred că vreo 4 pe care nu le-am testat. Astăzi am reușit să urc și pe Nissan Leaf, care mă surprinde cu comoditatea din interior. Arată extraordinar, toate pusăturile, finisările, merge foarte lin, este foarte comodă. În acea zi am avut, de fapt, încărcarea de dimineață, încărcarea de după-amiază și încărcarea de seară în Cimișlia. Asta a fost, de fapt, ziua în care am simțit pe propria piele cât de mult avem nevoie de o infrastructură mai avansată, mai civilizată, care să fie capabilă să încarce mai multe automobile simultan. Și sperăm să avem această infrastructură către sfârșitul anului. După o scurtă încărcare avem o autonomie de 76 de km, un sfert de oră de încărcare plus 15 km. Avem o medie cam de 1 minut kilometru. Provocarea noastră de 300 de km electrici într-o zi merge înainte. Am ajuns la traseul Leușeni, mai avem, cred că mai puțin de 10 km până la stația Avante, unde planificăm să poposim. Dar Leaf deja a scăzut autonomia la sub 10 și nu prea e clar câți kilometri exact mai are rămași. Și cât stăm aici câteva minute, vrem să mai încărcăm un pic pentru a ne asigura. Celelalte mașini sunt ok, deci noi n-am încărcat nicio mașină în afară de Leaf. Da, deci până aici au ajuns toate bine, ba mai mult, BMW, de exemplu, i3, astăzi are o autonomie de vreo 350 km, deci e depășește orice estimarea și chiar și datele oficiale. La fel de bine se comportă mare parte și celelalte, care au mai mult decât media. Se vede că totuși conducem într-un ritm foarte econom astăzi. Deci asta este o altă stație, ecofactor de 22 de kW pe oră, 22 kW putere. Este amplasată în Leușeni, chiar la hotar cu România. Este a treia stație care a fost instalată de către ecofactor și este prima stație care a fost instalată în afara Chișinăului. Pornim mașina, deci luăm piciorul de pe accelerator. Sau dacă apare o mașină în față, deci mașina frânează. Una dintre cele mai deosebite situații. 9 mașini au intrat într-o benzinărie și niciuna n-a tras la pompă. Una хватит расхода, чтобы поехать на 130-140 километров. У нас термосумка, сейчас вы убедитесь, у нас вся еда еще горячая. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Eu astăzi sunt foarte entuziasmată pentru că o să încerc o să testez această mașină. Chiar mi-am ales și ținuta după culoarea mașinii pentru că îmi place foarte mult. Îmi pare una așa foarte energică, foarte tinerească cumva și cu un spirit așa rebel, rebel, rebel. Așa că așteptăm. Быстрая зарядная станция, мы сейчас пробуем ее включить, но да, переносная, но она получается, что выбивает питание на всей заправке, то есть она чуть-чуть берет немножко больше. Нет, только на этой заправке. Pe parcurs au fost mai multe provocări când automobilele noastre conectate mai multe la o singură rețea, spre exemplu, făceau siguranțele din acele rețele să sară, deci cumva să se întrerupă toată energia electrică.
În mare parte asta nu e din cauza mașinilor, ci din cauza rețelelor în multe, multe localități din Moldova, care sunt gândite pentru parametri ceva mai slabi, iar atunci când se conectează surse mai multe și mai puternice, ele cedează foarte ușor. Sigur că asta ne trebuie de gândit pe viitor, să putem dezvolta infrastructura de prize paralel cu infrastructura de fapt electrică, împreună cu furnizorul de electricitate. Из Одессы сюда на одном заряде. То есть, в принципе, без проблем. А конечный пункт какой? Не знаю, наверное, Кишинев. La un moment dat am întâlnit și un turist cu un automobil electric care se încărca la una din aceste stații noi. Era un turist ucrainean, venea din Odessa și se îndrepta spre Chișinău. Atunci am realizat încă o dată cât de importante sunt aceste prize în țară și pentru turiștii care vor să ne tranziteze țara sau să ne viziteze țara, pentru că în felul ăsta ei de fapt pot să ajungă aici, să pot să înainteze mai departe. Din rubrica Știați că am putea menționa o stație PECO din Moldova care a renunțat în totalitate la pompele de combustibil fosil, deci diesel și benzină, și a instalat doar o priză electrică, deci întreaga construcție dedicată pentru o priză electrică, și am mai aflat că acolo urmează să mai fie instalată încă o priză, astfel încât să fie două porturi, două spații pentru automobile, și în felul ăsta putem spune că acea stație a trecut deja la o altă epocă. Și noi suntem ferm convinși că în următorii ani multe state din Moldova vor trece, cumva vor face această tranziție într-o nouă epocă a electromobilității. A fost o experiență nemaipomenită, deci eu a fost supra așteptărilor, de fapt. Eu mult am citit despre mașini electrice, multe review-uri am privit, dar până nu încerci singur și nu doar un test drive scurt de un kilometru, 2-3, dar într-adevăr câteva zile să mergi în diferite circumstanțe, la distanțe lungi, la distanțe scurte, înțelegi foarte multe chestii despre mașini. Ele toate sunt diferite nu doar ca brand, dar și ca autonomie, și ca viteza de încărcare, tipul de stații pe care le poți folosi. Deci mi-am făcut o impresie foarte bună despre oricare mașină pe care am testat-o. În aceste zile am mers practic pe toate mașinile. Este ceva incredibil. Deci mi s-a memorat foarte mult seara care am petrecut-o în Cimișlia, când am ajuns acolo și făcusem un stories pe Instagram și povesteam că nu avem unde să ne cazăm în Cimișlia, dar trebuie să mergem la Comrat, dar la Comrat nu avem unde să încărcăm mașinile. Și au venit oamenii și au început să, gen că au văzut acest video și haideți la noi. Deci moldovenii sunt foarte primitori și asta e super fain. Eu știu că multă lume o să mă întrebe, Valeriu, ce impresie ai avut la finalul acestui maraton? Eu cred că mesajul în sine este unul foarte clar, pentru că condusul Eco, asta este viitorul. Și pentru mine a fost o experiență foarte plăcută să fiu la volanul unui BMW și mai ales să fie full electric. Dar experiența a fost mai interesantă pentru că în acest electromaraton am fost mai mulți șoferi cu mai multe automobile și ceea ce este nou pentru Moldova a fost să testăm infrastructura și să vedem cât de ușor este să deplasezi dintr-un punct în altul în Moldova, în condițiile în care nu sunt atât de multe stații de alimentare în afara Chișinăului. Pentru mine a fost o experiență plăcută, de ce? Pentru că, pe lângă faptul că am vizitat foarte multe locuri interesante, a fost un networking, a fost o conexiune între noi, pentru că noi am făcut și schimb, am condus mașinile diferit, iar asta ne-a oferit și mai mult informații despre multe automobile, pentru că noi, eu, de exemplu, nu prea știam. Eu, de mic, conduc, mă deplasez cu mașina electrică, cu trolebuzul, de obicei cu trolebuzul 10 și 24, dar astăzi a fost, iată, ceva nou, am fost la volanul unui BMW, am fost cu Jaguar, am fost cu Nissan, am fost cu Renault și eu tare vreau și sper că autoritățile vor întreprinde politici astfel ca noi șoferii să trecem cât mai rapid la mașini alimentate pe electricitate, pentru că asta cred că este o investiție în viitor. În acest maraton am avut ținta de a avea o medie de consum de circa 20 kW/100 pentru fiecare mașină, deci undeva o medie, să zic. Spre mare noastră mirare, am avut mașini care au consumat 12,8, 13,8 kW/100, mai ales cele compacte, vorbesc aici de Volkswagen Golf, de Renault Zoe, mașini care de fapt ne-au adus media foarte jos, dar până și
Jaguar I-Pace, una din cele mai puternice mașini din expediție, a avut un consum ce oscila între 22,6 până la 26 de kW/100. Dar acolo, consumul ăsta se datora în mare parte tentației de a o apăsa foarte, foarte puternic ca pe un sport car. Suntem onorați că am putut realiza acest proiect împreună cu o echipă unită, care a ales întotdeauna calea cea grea în locul celei ușoare. Și suntem onorați să le spunem un mare mulțumesc partenerilor care ne-au susținut realizarea acestei idei nebune. Această idee va avea o continuitate, pentru că mai există întrebări la care e nevoie să oferim răspuns, mai există dezvoltare care este pe cale să se lanseze Moldova. Către sfârșitul anului, spre exemplu, vom avea deja prize mult mai multe în țară. Dacă acum avem 17, atunci vom avea 40. Deci există o dezvoltare pe care noi vrem să o marcăm și în viitor apropiat cu un nou proiect care să răspundă la alte provocări și mai mari, și mai interesante, și mai captivante.